Elevii de grădiniță și cei din clasele 1-8 de la secția germană din cadrul școlii gimnaziale numărul 2 Nestor Oprean au pregătit momente speciale cu ocazia fashingului. Aceștia s-au costumat în pirați, indieni, dar cel mai important au avut o mască ca simbol al acestei sărbători. Ne spui tu cum ți-a părut ziua? Da, era frumos! Da, ce-ați făcut? Am avut o mască de elefant. Da, era foarte frumos de aici. Și cine ți-a făcut-o? Cine ți-a făcut-o? Eu. Și astăzi am pus și scripici. Știi ce ați sărbătorit azi? Nu știu. Nu știu. Ce altă? Ce ați mai făcut în afară de... Mai am cântat în clasă și după a venit aici. Și făcea mașină de acolo. S-a plăcut? Da, mult. Am cântat de pirați care, și pentru asta ne-am costumat așa. Și v-ați pregătit mult? Da, cred că acum am făcut câteva săptămâni. Sunt crescut. Cred că o să iasă bine, cred că o să iasă frumos și da. Alături de cei mici au fost prezente și cadrele didactice împreună cu președinta Forumului German. Astăzi este începutul sfârșitului de fashion. Se socotește, ultima săptămână din fashion se socotește ca fiind cea mai adecvată pentru a sărbători. Și astăzi am început aceste festivități cu elevii de la secția germană de la Școala Nestor Oprean din Ținicolo. Stimulăm întotdeauna această participare la activitățile acestea pentru a păstra o tradiție a șvabilor din Ținicolau. De fapt, este o tradiție catolică, nu legat de etnia germană, dar sunt câteva elemente care încercăm noi să le perpetuăm. Printre altele, voia bună și plăcerea de a se masca, de a fi măcar într-o zi altcineva decât în zilele obișnuite. Acum, aici la castel, are loc întâlnirea pe grupe. Fiind prea mulți copii pentru o singură festivitate, ne-am grupat
și încearcă fiecare clasă să se prezinte prima dată cu măștile. Ulterior urmează distracția. Sunt curioasă ce va prezenta ciclul gimnazial, iar grupul de dans, deci tineretul, pregătește o parodie, dar mai mult nu am voie încă să spun. Și plăcerea aceasta și în timpul pregătirilor, deci emană festivitatea aceasta sau atmosfera de fashion, de voie bună, de a conlucra împreună, de a stimula creativitatea, fie cea manuală, fie de cea mentală. Cine a organizat acest eveniment? Ca finanțator, să spunem, este Forumul German, printr-un proiect derulat prin fonduri de la DRI, deci de la Guvernul Român, plus fonduri proprii. Ca executant, să spunem, sunt primordial elevii de la secția germană, peste 228, mi se pare, suntem anul acesta. Iar tineretul, grupul de tineret, este în jur de 25, plus adulții de acolo. Deci este un număr destul de mare de participanți. Colegii mei de la, sau foștii mei colegi de la școala gimnazială s-au implicat enorm și au lucrat cu copii în clase pentru a confecționa măștile. Iar acesta este punctul culminant unde ei se prezintă. Ce eveniment desfășurați azi și cu ce ocazie? Astăzi, elevii școlii gimnaziale Nestor Oprea numărul 2 din Sfânt Nicolae Mare, elevii secției germane, sărbătoresc tradiționalul fashing. Fashing sărbătorim în fiecare an. Cu elevii secției germane este o sărbătoare premergătoare postului Paștelui și este o sărbătoare, o activitate așteptată cu drag de toți elevii. Organizăm acest fashing începând cu elevii din grădiniță și până la clasa 8 anul acesta. Am văzut că elevii sunt costumați, mai ales cei din grupa aceasta, sunt costumați în pirați. Ați ales o temă anume pentru... Da, pe clase ne-am ales. Clasa a doua și-a ales tema piraților. Noi suntem clasa întâi, suntem cu măști diverse, fiecare la alegere ce a dorit. Dar împreună am organizat un mic dans. Fiecare și-a ales o temă. Cunoscut sub numele de Farșang în ungurește și Fasching în germană, acest obicei aduce în prim plan masca ca simbol al unei identități și realități diferite prin care se sugerează sfârșitul mult așteptat al iernii și alungarea spiritelor rele.